Repetiția, un minut și jumătate se întâlnesc în colțul roșu, reprezentând clubul sportiv Stoia Ruben, Otvos Daniel, în colțul albastru, reprezentând clubul sportiv din Navodari, Petrea Elvin, conduce lupta Andrălin, Comzac Ramona, arbitru olimpic Timișoara. Arbitrii judecători în ordinea meselor, masa 1, Macaro, masa 2, Cucereanu, masa 3, Gâțu, masa 4, Orzoie, masa 5, Botez. Părăsiți zona boxelor. Reamintim anunțurile și rugămințele Clubului Sportiv Municipal Gâmbenă, organizatorul acestei competiții. Purtarea măștii de protecție este obligatorie în interiorul sălii de competiție, așadar vă rog frumos să se le folosiți, mai ales că această transmisie direct este o transmisie direct pe pagina de Facebook a Federației Române de Box. Cea de-a doua rugăminte este să folosiți vestiarele și toaletele puse la dispoziție de către organizatori și să îndrumați sportivii să meargă la vestiare să se schimbe, să evite schimbatul aici, în sală. De asemenea, sala de antrenament poate fi utilizată, eliberați ringul. Sala de antrenament poate fi utilizată între orele 16 și 18. Priza a doua.
Vă rugăm să folosiți masa de protecție în interiorul sălii. Conducerea grupului sportiv municipal de Brăila roagă insistent spectatorii și asistența în a folosi masca de protecție aici în interiorul sălii de competiție. Decizia. Oră, vingător, la punct de decizie unanimă. Sportivul din Cortul Arău.